despre cum arată finanțarea asta din sistemul de sănătate, că am tot vorbit și n-am înțeles. Noi, eu am zis așa astăzi pe burtieră, statul cinic, medicamente scumpe sau deloc? Pentru că înțelegem că pe piață intră medicamentele scumpe, pentru că din astea se pot face și banii până la urmă. Acum, e o întreagă discuție despre pacienții cronici, care nu mai își primesc medicamentele în aceste zile. E o întreagă discuție despre gaura de la Casa de Sănătate, care și-a dublat bugetul în ultimii ani. Explicați-ne dumneavoastră, că înțeleg că foarte greu vă primiți banii de la Casa de Sănătate. Industria farmaceutică, care este de obicei înjurată de toată lumea, finanțează în acest moment sistemul de sănătate cam cu 10 miliarde de lei pe lună, pentru că noi încasăm banii pe medicamentele vândute la 240-270 de zile. Aș vrea să văd o altă industrie care are astfel de termene de încasare, de a ne asumăm. Sunt niște termene de încasare asumate. Problema însă este de câteva luni încoace, pentru că încet, încet, probabil în paralel cu această discuție despre deficit și despre întârzierea altor plăți, s-au constatat că există întârzieri foarte mari la plățile medicamentelor, în primul rând în spitale, unde e un lucru mai grav poate, și apoi și în ambulator. Dacă spitalele, care sunt entități în marea lor majoritate de stat, vor supraviețui într-un fel sau altul, farmaciile și distribuitorii sunt entități private și vor putea într-o bună să zică, domnule, intrăm în insolvență sau în faliment. Această situație de întârziere a plăților nu s-a mai semnalat în ultimii ani, de altfel știm că în ultimii ani s-au dat bani fără număr în sănătate. În momentul în care cineva avea un deficit de bani, banii apăreau de undeva. Ori acum, din cauza deficitului general cu care se confruntă România, se pare că problema s-a mutat probabil de la profesori și de la salarii la sistemul de sănătate și la decontarea medicamentelor. Medicamentele, piața medicamentelor a crescut, în special din introducerea unor medicamente foarte scumpe, de altfel necesare în sistemul sanitar, în sistemul de compensare, dar în multe cazuri, fără atenție, fără să existe finanțare pentru aceste medicamente, fără să existe surse de finanțare, sau s-a mizat foarte mult pe creditele de angajament, care sunt bani de mâine pentru cei care înțeleg aceste lucruri, dar nu de astăzi, deci de fapt nu există. Da. Astfel încât s-a ajuns în situația în care producătorii de medicamente încasează banii la 210-240 de zile. Nu știm cum se va rezolva acest deficit de finanțare. Probabil că se vor lua bani din altă parte și acolo se va crea un deficit. Dar privim cu îngrijorare această situație și mai ales o situație pe care noi o semnalăm de multă vreme. Accesul dificil al pacienților la medicamente, nu numai la medicamente, și la materiale sanitare, este evident că din spitale pacienții se duc să-și cumpere medicamente și materiale sanitare în farmacii. Este evident că se duc uneori și în străinătate să facă rost de aceste produse. Suntem sunați de foarte mulți pacienți. Am devenit un fel de dispecer de medicamente scumpe, suntem sunați de foarte mulți pacienți care au nevoie de anumite tipuri de medicamente și nu le găsesc. Deși aceste medicamente, unele dintre ele foarte populare și larg întâlnite, pot fi găsite în toate țările din jurul nostru. Ani de zile de politici publice greșit făcute, ani de zile de oameni care au fost în sănătate fără să aibă nici cea mai mică cunoștință despre a face politici publice de sănătate și ani de zile în care noi am spus românilor, domnule, sănătatea pe gratis. Stați liniștiți, sunt bani, dacă vă îmbolnăviți, primiți, sunteți sau nu sunteți asigurați, sunteți sau nu sunteți contribuitori, primiți absolut orice servicii medicale pe gratis. Și am ajuns în această situație în care, de fapt, nu este deloc adevărat acest lucru, că sănătatea este pe gratis. De fapt, pe foarte mulți dintre cei care ajung în spitale îi costă foarte, foarte mult din buzunar ca să-și asigure medicamente și materiale sanitare. Iau o scurtă pauză de publicitate, mă întorc, pentru că vreau să continuăm discuția și cu invitații ceilalți, dar și cu noastră, doamna Dragoș Damian, pentru că sunt foarte mulți oameni care se uită la noi și care, așa cum spuneți noastră, de dispecerat pentru medicamente, eu, ca în ultimele luni, n-am întâlnit să sune cineva, oamenii mă întreabă cum fac rost de medicamentul ăla, știi pe cineva, de unde efectiv nu se mai găsesc anumite medicamente. Ne întoarcem și discutăm imediat.